Vreau să vă spun că eu personal, Dodon Igor, din partea Partidului Socialiștilor, sunt pregătit să candidez la funcția de președinte al Republicii Moldova, în caz dacă partidul va lua o astfel de decizie și în caz dacă procedura va fi perfect legală. Dar decizia finală urmează să fie aprobată de către Consiliul Republican sau de către Congresul Partidului Socialiștilor în funcție de atunci când va avea loc președintele. Însă